România a trimis ieri în Grecia un alt modul specializat de stins incendii de pădure. Pompierii giurgiuveni, alături de salvatori din mai multe județe, îi vor sprijini pe omologilor eleni în lupta cu astfel de incendii. Plutonier adjunct șef Mihai Trăznea, plutonier Marian Prioteasa, plutonier Mihai Bratu și sergent major Cosmin Marin din cadrul detașamentelor de pompieri Giurgiu și Bolintin Deal fac parte din modulul specializat de stins incendii de pădure. Aceștia efectuând deplasarea cu autospecială de stingere ce are capacitatea de 10.000 de litri de apă. Alături de ceilalți colegi, ei vor desfășura misiuni de localizare și stingere a incendiilor care pun în pericol viața comunităților și bunurile acestora. În funcție de complexitatea situației operative, misiunea salvatorilor va dura între 4 și 10 zile. Precizăm faptul că autoritățile elene au rol principal în coordonarea întregii misiuni, aceștia fiind responsabili de configurarea planului de intervenție, gruparea numerică a forțelor și efectivelor care alcătuiesc acest modul, pregătit să acționeze în vederea limitării răspândirii incendiilor de vegetație și fond forestier. Știm că misiunea va fi una dificilă, care implică riscuri, însă cu siguranță aceștia vor trece cu bine peste toate obstacolele, având în vedere faptul că sunt foarte bine pregătiți pentru astfel de intervenții. În total, 56 de pompieri cu 10 autospeciale de stingere, 8 de 3.000 de litri, 2 de 10.000 de litri, o autospecială de primă intervenție și comandă și un autocar au început deplasarea pe cale terestră de la sediul Unității Speciale de Intervenție în Situații de Urgență Ciolpani cu destinația Alexandropolis Feres. Intenția de sprijin din partea României a fost transmisă în data de 20 august de către Centrul de Coordonare a Răspunsului la Urgență al Comisiei Europene prin intermediul CECIS de către Departamentul pentru Situații de Urgență prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în calitatea sa de punct național de contact.